Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la prognoza meteo. Vremea va fi ușor mai rece decât normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil cu orări îndeosebi în cursul după amiezii, când pe arii restrânse vor cădea ploi de scurtă durată. Vântul va sufla de la slab la moderat cu intensificări temporare în cursul zilei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 24 de grade, iar cele minime între 12 și 14 grade. Pentru municipiul Zalău, Administrația Națională de Meteorologie a prognozat azi o zi parțial însorită, unde maxima a ajuns la 22 de grade în miezul zilei, iar la noapte minima se va opri în jurul valorii de 12 grade. Mâine, meteorologii anunță vreme cu temperaturi asemănătoare în toate cele patru orașe ale județului Sălaj. În Șimleu, Silvaniei, temperatura maximă va ajunge la 24 de grade în miezul zilei, iar noaptea minima va scădea la 11 grade. Temperaturi asemănătoare vom avea și în municipiul Zalău, unde, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maximele vor atinge 24 de grade în miezul zilei, dar minima va cobori la 11 grade. La fel va fi și în Jibou și Cehul Silvaniei, unde maximele vor atinge 24 de grade ziua, iar noaptea temperaturile minime vor scădea la 11 grade. În zilele care urmează, vremea se va încălzi ușor, astfel temperatura maximă va ajunge până la 26 de grade Celsius. În cursul zilei de miercuri, maxima va ajunge la 24 de grade în timpul zilei, iar noaptea minima va scădea la 11 grade. Temperaturi asemănătoare vom avea și în cursul zilei de joi, astfel maxima va ajunge la 24 de grade în miezul zilei, iar noaptea minima se va opri la 10 grade. În cursul zilei de vineri, temperaturile vor urca ușor, astfel maxima se va situa în jurul valorii de 26 de grade, iar noaptea temperatura minimă va cobori la 12 grade. Sunt Anca Olăhuț și vă aștept și la următorul buletin informativ cu noi informații despre vreme. Mai multe detalii legate de prognoza meteo puteți găsi însă și pe site-ul nostru www.salajanul.ro. La revedere!